Comandantul Major al Forțelor Navale Române alături de autoritățile locale din Calafat și de Brigada Multinațională Craiova a organizat pe 7 noiembrie un eveniment deosebit. S-au sărbătorit 140 de ani de la victoria obținută pe Dunăre de către marinarii militari români în frunte cu generalul Nicolae Dumitrescu Maican, în timpul războiului de independență împotriva otomanilor. În fața monumentului comemorativ al războiului de independență din Calafat a avut loc un ceremonial militar și religios urmat de discursurile autorităților locale și județene și de recitarea unor poezii istorice de către elevii din Calafat. Stimați concetățeni, municipiul nostru este astăzi gazda unor evenimente deosebite. Sărbătorirea a 140 de ani de la victoria obținută pe Dunăre de către marinarii militari români în timpul războiului de independență împotriva turcilor și omagierea generalului de marină Nicolae Dumitrescu Maican, cel căruia a fost încredințată în anul 1877 comanda bateriilor de coastă de la Calafat. La data de 7 noiembrie 1877, bateria de mortiere Perseverența a încadrat monitorul otoman Podgorița, iar la cea de-a 77-a salvă l-a scufundat și odată cu acesta alte nave de război turcești. Sărbătorim astăzi 140 de ani de la războiul de independență. Război în care, având gradul de major, Nicolae Dumitrescu Maican s-a distins în mod deosebit. La 28 aprilie 1877, i s-a încredințat comanda bateriilor de coastă de la Calafat, care în cea mai mare parte erau încadrate cu marinari și comandante de ofițeri din flotilă. Sub conducerea sa, bateriile de coastă de la Calafat au obținut rezultate deosebite în timpul tragerilor de artilerie executate asupra Vidinului și au susținut atacul forțelor române asupra cetății otomane de pe malul drept al Dunării. Cele mai emoționate persoane prezente la eveniment au fost strănepoatele generalului Nicolae Dumitrescu Maican, care au venit special de la Paris, acolo unde locuiesc de aproape 25 de ani, pentru a vedea locul glorioasei lupte conduse de străbunicul lor. Dacă ați citit istoria vieții amiralului, generalului, de fapt că nu exista încă gradul de amiral generalului de marină, a avut niște lucruri potrivnice sieși și până la urmă a fost convins că dreptatea va învinge, că el va fi recunoscut ca un om integru și a rămas un om integru. Și asta e foarte important, să rămâi cu ideea că servești țara și că ești integru și că îți vezi de drumul tău orice s-ar întâmpla. Și asta m-a învățat și părinții mei și bunicele mele, bunica mea. Trebuie să adaug că pentru țară, noi România am apărat nu numai țara noastră, toată Europa. Așa cum sunt steagurile împreună în spatele nostru, așa au fost românii și cred că și în viitor trebuie să se recunoască acest lucru. Altfel împărtășesc tot ce a spus sora mea și sunt foarte emoționată.